Militar americană s-a prăbușit într-un câmp din apropiere de baza de 71 aeriană de la Câmpia Turzii. În imaginele surprinse la fața locului se vede un fum negru și dens. La baza aeriană militară, care este în curs de modernizare, se află staționați periodic soldați americani. Din fericire, drona a picat într-o zonă nelocuită, iar astfel nu au fost persoane rănite. Drona executa o misiune de antrenament și era manevrată de militari americani dislocați în această perioadă la baza de la Câmpia Turzii. Însă antrenamentul s-a terminat prost. Drona a căzut într-o cultură de soia la aproximativ 3 km de pista bazei 71 aeriană General Emanuel Ionescu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării Constantin Spânu, nu au existat persoane rănite în urma incidentului și n-au fost produse alte pagube materiale în afară de cele legate de distrugerea dronei. Pagube care sunt destul de mari, având în vedere că o astfel de dronă complet echipată ajunge să coste peste 30 de milioane de dolari. Este vorba despre o dronă americană de tipul MQ-9 Reaper, fără pilot, ghidată prin satelit și care poate zbura la o altitudine maximă de 15.000 de metri. Vehiculul aerian este gândit pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere, cât și pentru misiuni de găsire și neutralizare a unor ținte, atinge viteze de 400 de km pe oră și are o rază de acțiune de 1850 de km. Dronele MQ-9 Reaper au fost folosite în Orientul Mijlociu de către trupele antiterorism americane, iar o misiune celebră în care a fost implicată o astfel de dronă a fost asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani, ucis lângă Bagdad. În România au început să efectueze primele misiuni de zbor de la baza Câmpia Turzii în cursul anului trecut.